Știm cât de important este astăzi curentul de educație familială, emoțională și de creșterea copiilor asumat, conștient și informat. Pentru toate acestea, trebuie să asculți în fiecare sâmbătă, începând cu ora 11, rubrica Parenting Today, susținută de psihologul Elena Mereuță, doar pe Smile FM Moldova. Bună ziua tuturor! Sunt Elena Mereuță, psiholog, și vă invit cu mare drag la următoarea ediție a emisiunii Parenting Today. Ca de fiecare dată, vă îndemn să vă luați cărnețelul de notițe și băutura preferată pentru a vă relaxa pe deplin în aceste câteva minute alături de mine. După cum am promis data trecută, astăzi voi vorbi despre cum ne organizăm o vacanță cu familia. Vacanțele în familie sunt esențiale. Avem viețile din ce în ce mai aglomerate, iar asta ne privează până și de timpul necesar pentru a ne decide când și unde vom merge în concediu. Să nu uităm că timpul petrecut împreună în timpul vacanțelor le transmite un mesaj important celor dragi și în special copiilor, care vor include familia printre cele mai importante valori personale. O vacanță reușită nu înseamnă neapărat o locație scumpă. O vacanță reușită înseamnă una bine organizată și plăcută pentru toți membrii familiei. Iată câteva sugestii. În primul rând, planificați în avans. Trebuie să discutați din timp în familie unde vreți să mergeți, ce doriți să faceți, ce aveți de văzut. Este important să discutați mai întâi de toate între voi ca cuplu, apoi împreună cu copiii, și să implicați pe cât posibil în alegerile familiei cu privire la vacanță. Vorbiți cu ei și despre regulile în această călătorie și de ce mergeți în vacanță, despre contribuția care poate să o aducă fiecare membru. Puteți să vă faceți un planer anual cu vacanțele școlare, concediile voastre, zilele libere legal sau orice weekend prelungit, care se poate transforma într-o escapadă turistică. Setați un buget corect pentru vacanță și încercați pe cât posibil să vă țineți de el. Alegeți varianta de vacanță care vi se potrivește cel mai bine și se încadrează în bugetul stabilit. Discutați cu medicul de familie despre trusa medicală pe care o luați cu voi în călătorie și ce trebuie să conțină ea. Dacă optați pentru o călătorie cu automobilul, țineți cont de vârsta copilului și până ajungeți la destinație, faceți câte o oprire la fiecare 2-3 ore. În fiecare dimineață, discutați despre activitățile pe care le veți avea pe parcursul zilei. Studiați în timp despre locurile care le veți vizita și ce veți urmări. Țineți cont de vârsta copiilor atunci când alegeți destinația, de nevoile lor fiziologice, pentru că dacă vor sta prea mult în rând, vor deveni iritați și plângăcioși. Hidratați-vă bine și distrați-vă împreună cu copiii. Fiți conectați cu ei. Le puteți da însărcinări sub formă de joc pe parcursul zilei, iar prin aceasta veți face să fie ziua atractivă. După fiecare zi, discutați despre ce le-a plăcut cel mai mult, ce i-a mirat și ce au aflat nou în urma excursiei. Acest obicei le va întări amintirile plăcute despre vacanță. Copiii sunt curioși, dornici să exploreze și să cunoască lumea și lucrurile din jurul lor. Vacanțele le oferă contextul ideal pentru aceasta. Atunci când merg în excursii și vacanțe alături de familie, pe lângă oportunitățile de explorare și activități noi, au parte și de mai mult timp cu părinții și de posibilitate de a se reconecta cu ei dincolo de rutinele cotidiene. Activitățile copiilor și activitățile în familie pot construi amintiri superbe, să apropie mai mult familia și să ajute și pe copii, dar și pe părinți, în propriul proces de dezvoltare. Destinațiile contează mai puțin, deoarece starea de spirit și dragostea familiei este cea mai importantă. Eu vă doresc vacanță plăcută, construiți amintiri frumoase împreună cu familia voastră. Până data viitoare! Știm cât de important este astăzi curentul de educație familială, emoțională și de creșterea copiilor asumat, conștient și informat. Pentru toate acestea, trebuie să asculți în fiecare sâmbătă, începând cu ora 11, rubrica Parenting Today, susținută de psihologul Elena Mereuță, doar pe Smile FM Moldova.